Bună, prieteni! Încep un nou vlog. Este miercuri, 3 august. Și uite așa, i-am asta acolo. La tabletă, Jane stă cu cap fetiță. Fetița îi dă cu picioarele la cap la Jane. Și eu editez. Acum trebuie să mă pregătesc, să mă las putacă, am ecografie. Aici e Adrian. Mi-a adus căștile, că eu trebuie să termin de editat. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be. Bună, prieteni! Vă salut, aici este miercuri. V-am arătat deja ceva dimineață, uitați când copii. Eu astăzi am ecograf la spital, să vedem dacă a crescut fetița și cum este placenta și toate cele. Așa că o să mă iau cu mine. Adrian mă duce acum și mă las acolo și o să vin el să mă ia când îi spun eu că am terminat. Da, am zis că încep aici să vă salut și da, ar trebui după masă să mergem să luăm un scaun care l-am văzut că la Ikea, am găsit cineva vindea uzat și vreau să vedem în ce condiții este, dacă este ok o să-l luăm. Îl vindea la 20 de lire, e un verde, dar nu mă sper mie neapărat culoarea, dar putem să schimbăm husa asta, este ok, că la Ikea găsești huse noi. Da, așa că începem aici și continuăm ziua. Asta-i spitalul, urc în altă parte acum că m-a lăsat Adrian la un semafor și o să urc scările astea și acolo intrarea. Mare! Aveam un update, așa să vă zic, la... Bate vântul, stai foarte cald azi. E foarte cald, așa, dar bate vântul măcar. Un update care vreau să zic că am făcut plângeri un pic la spital acolo. Pot face plângeri online. Mereu sunt persoane care frânează aici la intrarea spitalului, îmi schimbam când o să aștept să vină să te ia taxiul sau cineva și n-au voie. Și mi-au răspuns că ei încearcă să facă măsuri, o să încerce să fac să fie mai bine și o să mă țină la curent, așa că, da, sperăm să se rezolve. Eu le-am sugerat să dea amendă, care îi prinde, că poate dacă le dă amendă, poate nu mai se pun. Cine știe? Sperăm. Bun, hai că intru acum în spital. Adrian și după o să vă zic, în general așa au fost ok. Am stat foarte mult, am stat 3 ori în total. Ecografia nu dura mult, m-a luat puțin întârzieri la programarea mea, dar am stat după să aștept să mă vadă un doctor o grămadă. De aia nu-mi plăcea când am văzut la ce ori m-a programat, dar n-am ce să fac. Era o programare last minute făcută. În fine. Da, acum să vină să mă ia și să merg acasă, să mă culc, că nu mai pot oboseală. Hai că până vine el totuși vă zic. Fetița măsoară ok, o crescut un pic pe grafic, era la 9% și acum este la 13%. Are 731 de grame, ceea ce este foarte bine pentru vârsta ei, este perfect. Eu zic că e cât e grafic, pentru că fiecare femeie însărcinată are graficul ei. Și cum mi s-a mai zis că, vai, la cât tărești este ok,
că așa ar trebui să fie la vârsta aia. Da și nu, pentru că fiecare femeie are graficul ei așa, că pentru anumite persoane să trăiască copilul un anumit număr este ok, pentru unele nu. Pentru că trebuie să fie graficul, vai, de ce ar fumează două persoane, ce incredibil. Nu vreau să par răutăcioasă, dar pur și simplu își bate și vânt și mâine tot fumul la mine aici. Mă deranjează exagerat. Pentru că nici nu au voie aici, scrie că nu au voie. Am filmat. Da. Și placenta încă era joasă, dar au zis că nu se uită acum prea mult la ea. Și măsoare la 32 de săptămâni atunci. Dacă mai am sângerare sau așa, o să vadă mai devreme. Dar am oricum ecografie în 2 săptămâni, ca să vadă cât de mare e fetița. După 3 săptămâni iar am, pentru că trebuie să merg iar la departamentul de fetal medicine. Cam atât, altceva nu mi-a zis. Am întrebat cum funcționează, dacă trebuie să fiu indusă, dacă trebuie să am, dacă am placenta prea joasă. Mi-a explicat un pic. Dar au zis că nu este acum în decizie, nu se face acum. Să vedem cum o să fie la următoarele ecografii și mai ales la ecografia la 36 și apoi și la ultima după ecografie la 36, pentru că dacă este încă foarte joasă, da, știu, trebuie să fie cea mai rău ca zi cezariană programată mai devreme. Da, na, asta este ok, este foarte gustos. De văzută, e un orar greșit pentru mine, e aproape, e 2:30, cred că e aproape 3. Eu la ora asta de obicei mă odihnesc. Așa că aștept să ajung să mă odihnesc și apoi mai avem de făcut câteva lucruri ziua asta. Trebuie să ne pregătim pentru că mâine mergem să facem pașaportul lui Andy și lui Emma. Așa că, da, trebuie să ne pregătim documentele. Adrianu a fost și-o lua plicuri. O să vă arăt și eu am pregătit exact, dar aici funcționează că dai niște plicuri deja plătite, cu adresa ta scrisă deja pe ele, asigurate, plicuri asigurate, foarte siguri, și ți le trimit prin postă când le vin pașapoartele lor la consulat. Nu trebuie să mai mergi tu să-l iei. Că ar fi o bătaie de cap să mai mergi până la Manchester, până acolo să-l iei doar. În fine, asta este până momentan. Hai că vă las și aștept să vină domnul meu să mă ia. Mă uit aici doar dacă vine să mă ia. Abia aștept să mă urc în mașină. Mă doare fundul din urmă când stau așezat o grămadă. Eu cred că asta la toată lumea, dar mai ales în sarcini. În sarcini, dacă stau mult așezat, mă doare din urmă. Oasele la stat așezată, da. Bun, hai că vă las și ne vedem mai după amiază. După cum ați văzut, am fost astăzi la spital și cât eram acolo am cerut să-mi dea pachetul acesta, că am văzut că l-aveau acolo, aveau o cutie, nu l-au dat până acum. Și am spus că vară ce este înăuntru, că nu mai știu nici eu ce are înăuntru. Da, mare brânză nu are. Niște vitamine de sacele, asta de obicei are 7 înăuntru doar, nu-i cutia întreagă într-o lună. O foiță cu un cod pentru Ocado, dacă cumperi prima dată, 15 lire. Mai puțin. Uite, asta este cod. Dacă vreți să încercați, cred că e la fel pentru toată lumea, indiferent că îl folosesc eu sau voi. A, dar e scăzut. Mi-a dat un cod scăzut. Nici nu poți să-l folosești. În fine, ăla de aruncat. Astea-s cu vaccinările. Nu mă interesează.
vaccinările de COVID nu mă interesează. Și aici este din asta de-a lor, dar n-ai nimica în ea, doar tot felul de chestii care ar putea să te intereseze. Să te intereseze. Da, și nici asta nu o țin, deci doar alea 7 de vitamine. O să mă apuc să pregătesc acum pentru gemul de prune, pentru că vreau să-l fac, am cumpărat deja prune de ceva timp și ar cam fi timpul să le fac, așa că o să mi le spăl. Apoi o să mi le curăț și apoi o să mi le cântărești și le pun în sală. Ca să știu câte am. Am găsit și afine în cutiile astea care erau de la ei. Cred că nu văzut nenea la nici nu ne-a mai uitat, că el ne-a zis că ne le-a împărțit el. Și n-am mai băgat de seamă. În fine, mă pun acum să le... Mă pun acum să le curăț de sâmburi și mai apoi o să le cântăresc când le pun în oală, ca să știu exact și ca să am așa idee cât zahăr am pus, dar cred că o să folosesc doar un kg de zahăr pentru toate prunile care le am. În total mi-am luat procesul și acum o să le cântăresc. Două chile 500 am și o să pun un kil de zahăr. Totuși aici și-o recuperat un pic, au crescut aia și au crescut o frunză și au crescut un pic păstările astea. Nu cred că o să iasă mari ele, dar cine știe. Hai să vedem aici. Cred că o să le iau pe câteva pentru că încep să facă fasole mari, nu vreau să fie tare. Scuzați, Jada, nu urlăm fundal. Subțire. Și asta cred că este destul de groasă.
Și asta cred că o să iau. Și asta, mi se pare că sunt bătrânești și nu vreau să fie bătrâne. Asta e vai de capul ei, o iau deja că... Uite alea că planta ce mi-a făcut. Deci nu știu. Da, văd că aici o mai ieșit. Nu știu că stai. Bun, azi avem 4. Cu 6 din congelator. Cred că o iau și pe asta, că dacă nu mi-o mănânc... Asta, că asta deja are prea umflate și nu vreau să se facă prea tare. Și asta o să iau. Ok. Restul vedem mâine, poi mâine. Ei, dar nu-ți plac fasolele? Ah. De aia nu le fac fasole, nu le place. Ți-ți plac? Good. Unde am fost, Emma? Am fost ceva pentru mâna când merge. Pentru mâine, da? Why? Unde mergem mâine? Acum mergem acasă. Nu, mâine, unde mergem? I don't know, where? Tomorrow, mergem ca să facem pasport. But why? Că trebuie să avem pasport, că it's important always to have a passport. Mommy? Da? What do we need things for our hand when we go? Why? Ce trebuie? What do we need things for our hand when we go? Why? Pentru că it's a long way și we need things ca să avem ce să mâncăm pe drum. It's gonna be a long way, o să fie de departe. Mergem la Manchester. And it's a long way? Yeah. Oh. It's like the airport, mommy. Yes, it's kind of like the airport. E departe. Ce faci, dinner? Dinner. Dinner. Nu? Op, op. Vrea să scăpe. Vrea să fugă, dar nu poate. Băi, te leacă în zbani. S-o băgat, intri. Nu, nu vezi că sunt o cadă pe divan. Că este bucul acolo. Nu, ba da. Nu, că nu încă. He could. Because he's small. Ce faci și tater? Dinner. Dinner. Vii? Vii la mama? Hai să vin la mama. Hai, vin la mama. Lasă-l că vine. Hai, Diener, come on. Hai, Diener, lasă-l, că nu vrea să-l obligi, trebuie să vină el așa. Hai, come on, Diener. Still high, nu poate, nu vrea să sar. Așa. Nu, lasă mâna mai jos, că dacă o dai prea sus, he's not gonna like it să vină. Și-i placă să vină așa, dacă stai. Hai, Diener. Diener. Ce faci, Diener? Uite-le. He's just so funny. Ce faci, Diener? Am de mascat. It's okay, că no one gonna see you, Andy, că ești mascat. Poți să iei mâinile. Nimeni nu te recunoaște că ai mască pe față. Ia mâinile, măi. L-am dat pe Andy cu mască de argilă, că are multe coșuri și mâinile trebuie să fac fotografii la pașaport. Și apoi o să-și facă scrub-ul când își face duș, ca să fie curat. Să fie fața un pic mai curată. Și Diener se joacă. Îți vă arăt... gemul meu de prune care se face. Uitați aici gemul meu de prune, dar durează până să fierbă. Am avut 2 kg și jumătate de prune. Și acum o să scot, mai scot spuma. Deci practic am avut 2 kg jumate. Am pus 1 kg de zahăr. N-am vrut să pun mai mult pentru că mi se pare că erau destul de dulci și aromate. Și am stors 2 lămâi și am pus sucul la 2 lămâi
Și cam atât. N-am pus nimic altceva, că nu are nevoie, pentru că, nu știu, mie geamul mi-a ieșit la orice fel de fructă. Important e să las să fiarbă destul, pentru că să nu fie prea lichid. Dar dacă e prea lichid, dacă e mai lichid, nu e nicio problemă, îl chemăm conservă. Da, foarte frumos arată. Uitați ce frumos. Dar vreau să-ți fac mai... Trebuie să fiarbă acum și apoi o să-l pisez un pic cu chestia aia de făcut pireu. De fapt, o să-l pisez acum. Am chestia asta și doar așa un picuț. Trebuie doar să aștept. Cred că gemul meu este gata. Cum bulbucește, mi se pare că o să fac. Așa că o să iau acum polonicul și o să-l pun în borcane. Și apoi le pun cu capacul în jos pentru ca să se sterilizeze. Așa arată gemul meu de prune. E foarte frumos la culoare. Uitați ce culoare aici. Exact culoarea vișinie, așa. Gemul o să întărească sigur foarte fain. Le-am pus invers așa ca să mi se sigileze. O să le acopăr acum cu un prosop și le las așa. Și mai dimineață deja sigelate. Și nu o să am o treabă cu ele. Bună, prieteni, trebuie să refac aici încheierea la vlog pentru că am șters-o din greșeală în timp ce editam, acum dimineață reeditam pentru că am găsit ceva bucățele de clipuri care nu le adăugasă. În fine, ce vreau să zic este că nu v-am mai filmat ce am pregătit pentru Manchester, dar am pregătit tot ce trebuia. În fine, dacă trebuie să mergeți la consulat, o să vedeți așa un pic în vlogul de mâine cum am fost noi și cum a fost. Dar tot ce trebuie să vă luați scrie online. Unicul lucru care v-aș spune că nu trebuie, dar o să vă zic și mâine oricum, nu trebuie nicio fotocopie. Noi ne-am făcut că așa scria la consulatul din Manchester, dar pe consulat nu scria. Și, în fine, vă zicem mâine, lasă, vă zicem în vlogul de mâine vă punem ce am făcut la consulat și cum a fost. Ați văzut cum a ieșit gemul, e foarte, foarte bun și la copii le place, le-am pus dimineață să mănânci un pic pe pâine și le-a plăcut foarte mult, așa că, da, e preferatul nostru. Eu am spus la Adrian că gemul de prune o să fie preferatul meu și are așa un gust, nu știu, sunt niște prune foarte diferite, sunt prune din alea mari și foarte gustoase. Da, cam atâta, nu știu altceva ce să vă zic aici în încheiere, nu mai aduc aminte ce filmasem încheierea. Vă las, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă ați mai ajuns până aici, nu uitați să dați like, ne ajută mereu. Puteți să distribuiți dacă vă doriți și dacă nu sunteți abonați, ne-ar face plăcere să vă abonați, că așa o să fiți și voi anunțați atunci când facem videouri diferite și mai ales pentru că noi să facem live-uri. Avem ceva surpriză pentru voi în următoarele zile, dar nu vă zicem aici, așa că trebuie să continuați să vedeți vlogurile, dar avem ceva care sunt sigur că o să vă plac, sunt ceva care mulți ne-ați cerut și multe altele. Bun atunci, vă salut, vă pup și ne vedem în vlogul următor. Pa, prieteni!